Bună, bună, oameni buni! Ăsta e Porto Paulo. Deci cam cum arată. Dacă o să vă duc și pe partea asta. Ăsta e Porto Paulo. Mă duc spre Marinela. Am văzut că îmi dă 13 km, dar trebuie să ocolesc. Eu acum mă duc până în port, mai încolo, să văd dacă pot să fac pe plajă, să nu mai mi-a atâta nebuneală și atâta timp. Uitați, acum mă duc pe ăsta, vară și unde m-am culcat aseară, vară și unde am făcut live-ul și cam așa despre asta e vorba. Spuneam, mă duc acum spre Marinela. Îmi dă ocolire foarte mult, 13 km. Dacă mă duc pe plajă, să văd dacă am loc să mă duc pe plajă, oricum cred că mă duc pe plajă, undeva cred că ziar vă 3-4 km. Dar mai problema e să nu se bage ceva în fața mea, să mă blocheze. Gen, eu știu, apă până la genunchi, un metru, nu-i problemă, că trec. Dar dacă e gen munzi în aia și băgați pe parapet, e greu, e nașpa să trec. Dar mă duc acum să văd dacă nu asta e, are varianta 13 km. Este ora 12, băieților. Azi am bilit muștarul. Mi s-o spart șamponul în geantă, mi s-o dat hainele. Le-am spălat cu apă sărată, le-am pus în geantă și aștept să bag de apă dulce să le limpezesc. Asta e locul lor, the special, ăsta e locul lor. O terasă foarte frumoasă, nota 10, bravo, îmi place terasa asta foarte, foarte mult. Deci, nu, cum îi zic eu, că nici mai știu acum, nu mai vin cuvintele în gură. Acolo e plaja, o grămadă de plajă, o grămadă de turiști, o grămadă de oameni locali. Da, aici am făcut live aseară, mai undeva mai în capăt aproape. Ăsta e orașul Marinela, după cum Porto Paulo, casele răsfirate pe dealul, nu e un oraș oarecare, e un oraș mai mult gen casă de vacanțe și așa mai departe. Cred că aici iarna e pustiu. Deci credeți-mă, cred că aici iarna e pustiu. Pustiu, la câte case, barurile și restaurante, îți dai seama câte vor fi închise și aici iarna cred că e pustiu. Cam ăsta e Porto Paulo. Mamă, mamă, dar ce departe e de locul unde am fost aseară. De cel la capăt. Uitați, Lido Sirenta, Raventa. Te așteaptă băieții cu meniu aici la poartă, dar nu scrie prețul ca să spună prețul din burtă. Deci asta e cea mai mare prosteară, băieți, că nu este preț. Îți dă prețul de la aia din burtă, te toarnă, dacă nu știu, vorbi italiană, zice și astea străini, îi băgăm 50 euro pe cheltuială, că e patron băiatul. Ăsta e faleza, cum îi zicem noi, foarte, foarte mare, cred că are un kilometru. Toată plaja asta, cât e faleza asta, din decking, cum îi zicem pe engleză, decking. După cum vedeți, băieți, m-am pregătit la drum, am crezut că mă duc, asta e oglinda mea, nu cred că v-am mai arătat în alte filmări. Dar asta mi-o pun când mă duc la drum, că deja acum deja trebuie să folosesc oglinda, că străzurile se îngustează, străzile. Bine, am avut oglindă, dar n-am avut exact așa cum e oglinda asta. Am avut un pic mai mici, dar am găsit-o asta și am înlocuit-o. Uitați. Și cu ea văd în spate. Vedeți, când vin mașinile, cu ea mă uit în spate ca să nu mai mă rotez gâtul, că trebuie să mă rotez cu tot corpul. Având în vedere că am geantă, nu pot să-mi dau numai capul peste umăr să văd și e foarte, foarte greu. Mai mult de tiruri, mă feresc că tirurile sunt foarte late și când văd tirurile, atunci mă trag cât pot spre parapet, chiar și geanta mi-o pun peste parapet. Că cum zice multă lume, 50, bă, cât faci la zi? Bă, fraților, nu mă duc în parc și drumul, unde pierzi foarte mult timp, că te oprești, lași tirul să treacă, să continui drumul. Și așa mai departe, frate. Da. Păi cum vedeți, aici am făcut live-ul aseară și acolo m-am culcat, zona asta. Mi-am pus pătul la pe jos, m-am băgat în sac și la revedere, nu m-a interesat pe mine de nimeni. Da, ăsta e. Nu m-am dus pe plajă, că pe plajă era foarte mare umezală și de aia nici m-am dus pe plajă. Să mă culc, e foarte, foarte umezală în partea asta de vest a țării. West. Estul est, vestul e west. În partea de vest a țării, foarte, foarte nebuneală. Și am zis că nu încerc să mă mai culc. Aia fiind o construcție foarte, foarte veche, romană, antică, ca să mai mărim puțin. Vedeți? Asta, după cum știți, v-am arătat mai multe video.
Astea erau semnalizatoarele lor pe vremuri. Înainte se erau cu foc, când se emita lumina era cu lumină. Și uite, a mea era semnalizatoarele ca să semnalizeze pericolele sau că se află la țărân. Cam uitați, ăsta e Bienvenuti a Porto Palo. Palo, uite Paolo, ziceam. Asta e Bienvenuti a Porto Palo. Aici, aici șmecheria. Și mere mai departe. Încerc să mă duc acum înainte să rup plaja, să văd dacă pot să rup plaja. Am zis că mai bine mă duc încă un kilometru, doi măcar să văd. Vedeți, acolo sunt româncele. Da. Acolo s-a la domnul Jari doar la două românce. Noi spre când? Spre Porto Paolo. Spre port. Să mă duc până pe capă să văd cât e. Să nu mă duc să fac 13 km, că ar fi fain să ajungă marinera până la ora 2. 2 ore. 13 km nu fac eu în 2 ore, nu. Mai asta acum pe situația asta, nu. Ar vin 7 pe oră dacă bag într-una. Aș face, normal, că poți face, știi? E mult. Foarte mult și... Aici e parcarea unde vin toți. Șmecherii, ăsta e orașul. Mulțumesc lui... Stejar. Apropo, pentru seara trecută mi-au adus, o trimis pe cineva, mi-au adus bere, pizza, mi-au adus tot ce mi-a trebuit, aproape tot ce mi-a trebuit, deci îi mulțumesc foarte mult pe calea asta lui deja 35, dacă mi-aduc aminte numărul 35, am foarte, foarte numere și greu să-l memorez eu. Miroasa gaz, ei, Doamne ferce miroasa gaz, băieți, Doamne ferce miroasa gaz, nu știu ce, ori apa asta miroasa, apa, mă. Oh, că e apa miroase, mă. Ai chinel ce miroase. Nu știu cum poate să stea oamenii ăștia pe mirosul ăsta. Deci, crezi-mă, miroase foarte, foarte tare. Foarte tare miroase. Chiar am să vă spun și ieri, dar... Când suflă vântul, nu miroase, că o suflă, mai suflă vântul, știi? Ia uite, car... Ia, mă, de carcasă de telefon, mă, nu, am găsit că grază de telefon de-a meu. Ăsta e Porto Palo. Camera e singurul lucru. Cei mai vechi, foarte, foarte șmecherit. E fain, aș fi vrut să urc până acolo, dar numai pentru aia. Nu. No. Pentru aia nu o văd de aici. Aici o văd măcar din ansamblu. Da, aici capătul portului, mă duc până în capăt. Ăștia acum fac terasă, mă, casă. Stai că acum începe vacanțele. Stai, vedeți, vă, când începe vacanțele. E plajele pline și cluburi, discoteci. Stai, mă, nu sper că până atunci... Trec departe de aici. Asta e portul. Adică port turistic, mai bine zic, că nu-i bărci cu motor, schijeturi. Nu-i port de pescuit, mai mult bărci cu motor și schijeturi. Uitați. Bărci cu motor, numai bărci pe viteză, ai închirea bărcuța și mergi cât vrei tu. Mamă, ce miroase, păi, Doamne ferește, ce miroase apa asta. Sunt foarte, foarte curios să văd acum să mă bag până pe capătul portului. Ați văzut, băieți, ăștia kilometri care le fac eu în plus, cum vă spun eu de 1000 de ori. Vezi, kilometri în plus de multe ori doar să verific o chestie. Pentru mine totul e la pas, se mișcă lumea foarte încet în jurul meu, ceea ce și-mi place că trăiesc fiecare moment. În mașină, dacă mă duc până în vacanță, adorm jumate de drum și n-am văzut nimic. Mamă, uite ce de peștișor, uite-mă ce pești mari, mă. Și n-am venit aici la pescuit. Erau bun de momeale, le prindeam și făceam momeale din ei. Na, asta e că dacă fac TikTok, lasă că nu mai fac eu. Ceau, ceau! Asta e românca. Am mai văzut-o și aseară. Asta e domnișoara, care m-am întâlnit, am ținut o căsătorie și a zis că nu, că e combinată. Glumesc. Bine, ați auzit, da? Era oricum o metaforă. N-am zis să mă căsătoresc pe drumul. Da, după cum vedeți, aici e treaba. Acum ajung pe capăt. V-am zis, sunt foarte, foarte curios cum îmi dă capătul. Ca să văd dacă pot să continui pe plajă. E că să mă duc 13 km, mai bine mă cațăr pe bolovaneară. Și cam asta e subiectul. Trebuie să fac, să trag mâța de coadă. Că așa se face și cred că mă duc pe polovan. Deci, cum am zis, 3-4 km, dacă prind așa e șmecher, oho,
Șmecher, șmecher. După cum vedeți, oameni buni. Da, încercăm să fentăm pe aici. Să vedem dacă mă arunc undeva în pusă, trebuie să mă întorc înapoi. Că cam asta e subiectul. Deci, gen să nu-mi dea mai mare apă de genunchi. Dacă îmi dea apă de genunchi, nu mai pot trece, că mud geanta, echipamentul, că mai multe cabluri am și încărcătoare decât haine. Da, apă mi-am luat. Mulțumesc lui. Domnișoara, doamne. Jamaica, mulțumesc că mi-au să aminte de apă, că eu mereu la drum fără apă, că așa sunt nebun. Am eu un cap, eu mai ales că mă trezesc și îmi dea, uitați, nu? Drumul ăsta, băi, ce să fac pe piatră? Piatră să fac, pe drum din ăsta trebuie să mă duc, nu știu cum s-a didat și ăștia, dacă alunec cu el, m-am dus în cap. Uite acolo unul pe burtă. Acum ajung eu de acolo. Hai de capul meu, nu, Mircea, m-am băgat, trebuie să ies acum. Adică dacă m-am băgat, băiatule, trebuie să continui drumul și să mă duc cât de departe pot, măcar până acolo să văd, că dacă de acolo, chiar dacă m-aș întoarce înapoi, nu ar fi nicio problemă. Da. Bine, nu pot să stau cu telefonul în mână. M-am arătat începutul. Vara și cum stă treaba, hai că pe aici încă mere. Dar totuși de coborâș de urcat. Și să încerc să ajung în Marinela, mi-a dat 13 km. Calculez pe oră, cât am, 14 minute când am început filmarea. Care? 5, de când am început de aici. Până am dat acolo 5 minute și îmi dau seama, calculez să văd eu cât am făcut și știu exact câți kilometri până aici. Calculez pe oră, îmi bag 5 km de plajă și cam asta e. Aici plaja, aici au venit fetițele, cărnițele, se ascund aici să se îmbrozeze, poate au foarte multă celulită, e rușine să plece la apă, cum ne-am zis la toată lumea, trăiți liber, că nu trăiți pentru nimeni, trăiți doar pentru voi. Da, asta și ideea în ceea ce fac eu. Vedea cum am explicat. Cu pulpițele, mai sunt un pic mai plinuțe și e rușine să meargă acolo cu lumea întreagă. Mergeți, fratele, și lăfăiță și trăiți-vă viața, lăsați voi rușinea aia. Da, ăsta e traseul meu, după cum vedeți. Hai să ajung până aici pe col, să văd ce mi-aruncă, ce nici mi-aruncă în față. Mă întorc înapoi, am pus-o. Da, să vedem cât dăm, hai să dăm pe 15 minute. Ca să putem, da, vă cam faceți idee, știi? Păi ce bine, oho, cum a fost pe cealaltă parte, mă cățăram pe pietri, fă, de capul meu. Bine, că nici făceam filmare acum. Da, păi aici e bine. Deci, să trebuie să ajungem în Marinela, ajungem la Marinela, facem live-ul de YouTube și mai departe continuăm. Deocamdată încă treaba e bună, mamă, deja mă marinel la Beța și trandafirii să-ți beau și lei și mâncava și tiktokurile și ursuleții și tot, dacă e așa până acolo-s patron, hai să ajung pe vârf să văd, hai să ajung pe vârf, că pe iarbă din asta nu mă duc eu, tati, nici nu văd ce e înăuntru, nici să nu fie ceva găuri să cad în ele. Deci, după cum vedem, aici cred că mă rupe. Da, cred că mă rupe aici. Dacă mă rupe, îmi dau jos ciorapii din picioare, adidașii, și m-am băgat în apă. Cum vedeți, multă piatră, Mircea, let's go! Da. Aici încă bine, că mai pot umbla. Cu oglinda în mână, după cum vedeți, nu mi-o trebuie, dar trebuie să o pun la geante. Azi că când închid filmarea, pun geanta, aici încă o dată ușor, ca să ajung în Marinela. Că s-o mira geodata cum am ajuns eu dintr-un oraș așa în altul, așa rapid. S-o mira și el. Ai ajuns? Deja mi-a zis. Dar că am ajuns. Uite pe unde mă duc. Ca să fentez traseul. Deci, eu n-am mis să fac kilometri, am mis să fac cu circuit. Pe treaba mea cum îl fac eu. Pe apă, pe uscat, pe în aer, eu îl fac, tati. Uite aici. Nu, aici e pericol. Oh, fuck. Ah, așa că și cu telefonul în mână. Iala! Da.
Mi-am tăi, da, și ce, ăștia las că era roșii, s-o belit alpa și mă temă să mă alung, lunec. Ăștia azi măcar cât de cât îți noi. Da, deci mergem. Încă două fete acolo. Hai să mergem până la plaja aia, vedeți până la plaja aia. Acolo e Marinella, exact colțul ăla care îl vedeți, care vedeți acolo pe filmare, se numește Marinella. Ăla e oraș la care trebuie să ajung eu. Deci gândiți-vă voi că eu îl văd aici. Dacă eu mergeam roată, trebuia la drumul principal, bateți mai voi pe GPS și vedeți voi. Porto Paolo, Marinella, puneți pe jos. Să vedeți cum arăta bine, eu nu mă duc pe GPS, niciodată nu mă duc pe GPS, eu mi-arată mie pe jos. Eu tot refentez traseurile. Adică cum? Mai bag până grădin pe la oameni, am băgat pe la unul până ce sere, m-am pierdut, m-am dus înapoi. Ca așa și eu, mai lacom. M-au blocat drumurile, au fost gardurile pline de spini, n-am putut să ser pe ăsta. Am putut chiar să fac, dar am zis că nu vreau să mă distrug, mai bine mă întorc înapoi. Dar ce fain loc bun aici. Uitați, foarte frumos aici, îmi place. Iarbă, aici este gen corale, aici se fac corale, deja și văd coralii, cum s-au format. Vedeți? Da, având de vedere că încălzire globală, dacă e apă caldă, se distrug coralii. Da. Cam asta e traseul meu, băieți. Încercăm să mergem cu el până la capăt, ca să ajungem până la Marinella. Până aici văd odată drumul, văd un colț aici. Văd un colț aici și tare mă tem să nu mă arunc în altă parte. Da. Uite, am mai luat și niște plajă. Opa, doi băieți tineri, o fată și un băiat, băiatul tânăr, fata mai puțin, deci aici se întâmplă ceva de seară sau imediat. Bă, cum vedeți, opa, lină, merge mai departe, că mi-e bine așa. E, și cum am zis, ăsta e norocul meu, pe pietri, vedeți. Astea-s petrele, tati, pe ele urcăm, coborâm. Da. Aici. Și cu stativul în mână, mamă, și cu telefonul în mână, mamă, de pix, mamă, ce dacă nu, tot îmi spar muia. Jur. Da? Am, eu încerc să am grijă cât de mare poș și să nu mă grăbesc, asta e cel mai important. Verific o dată cu piciorul, dacă vă calunecă și treaba să-mi pute, am închis telefonul și mergem mai departe. Pe cum vedeți, Geodada privește și să vezi că o să, că m-ai văzut în live acum și ce zici, la 13 n-ajunge până la 2 acolo. N-ajunge, am mai dreptate. Da, pe aici o să ajung. Dacă o să mă duc în continuare așa pe plajă. Și pe Bolovani. Deci sunt plaja asta Bolovanii. Pe cum vedeți, cu stativul în mână, cu oglinda, trebuie să o bag înapoi pe geantă, îi continuăm drumul. Opa! E, tati, ce faci? Look out, man! Look out! Da, cred că aici se-mi pute treaba, cred că băgăm telefonul la buzunar. Și ca să vedeți eu ce mare scavantusis eu. Mă duc cu telefonul în mână, am în două mâini să ocupate. Deci, cum am spus, dacă pic, mi-am spart toată fața și am schimbat toate combinațiile după aia. Sunt aici pe un vârf. Lasă să vă să-mi verific traseul. Să-mi verific traseul fiecare picior unde îl pun, că contează foarte, foarte mult. Opa. Mamă, ce șmecherie, beța strandafirii. Mâncava strandafirii și șepcile, băieți, uite acolo. Ce frumos e aici, mă, lina, se vede fundul. Uite aici, foși coral distruși din cauza îngrezirii globale. Mamă, ce frumos e aici. Aici, da, aș face o baie. Dar, cum știți voi, este de clar, n-am venit în vacanță. Asta e o meserie pentru ceea ce fac. Și vorba aia, nu trăiesc acum, dar sper să trăiesc mai încolo din chestiile astea. Să fiu foarte, foarte atent, să nu mă accidentez, să calculez fiecare pătricică,
să mi se potrivească în Lego, mă, în Lego-ul meu. Da. Asta e altul traseu, băieții. Cum ziceam, sunt în San Paolo, Porto Paolo. Și vreau să ajung la Marinela. Marinela îmi dă 13 km pe ocolite. Am zis că încerc să o fentez cumva aici. Aici vedem ce facem. Da, aici s-o cam împuță treaba. Da. Yes. Da? Merem încet. Construim Lego. Lego la fiecare metru, la fiecare pas. Să mergem mai disprate. Mai departe spre next location. Uite-te pești, cum stau aici. Vă veniți că eu de hack. Aveți noroc pe combinațiile mele, că erați acum pe cârlic, tati. Da? See you guys, see you later. Ne vedem cu prietenii voștri în alte drumuri. Uite aici mă mai da mai drept. Drept pe dracu. Uite pești cum stau. Îți pun din momeală, mă. Bag într-o sticlă. Deși și ori ăștia mici. Dar n-am vreme, mă. Dar toată lumea vreți să mai vedeți și voi cum prind un pește, dar n-am vreme. Dar cred că opresc eu și live-uri de la TikTok. Sara, așa, pentru 3 dolari, 4, mai bine stau la pescuit. Și cred că așa și se voi face. Ascultați și vă spun youtuberi, nu fac eu treaba așa. Fac like-uri și din ala pe cer, pe TikTok, de parcă aș fi plătit pentru asta. Bășână, pierd timpul și pierd frumusețea aia naturii. Ca să stau într-un loc 5 ore să fac TikTok, să-mi bat gura degeaba. Da, cred că asta o să fac. O să dau mai puțin pe TikTok, că pierd detalii de viață și pierd locuri frumoase care trebuie să vin să le văd și să fac filmări. Mamă, ia ce pește mare, mă! O ieși la suprafață și o intrat. A ieșit înapoi, tati. Și-a ieșit scafandru. Da, deja văd o plajă, oricum e Santa Maria, Marinela, că Marinela văd deja unde e. E o plăjucă aici, văd eu, care ajungem și la aia, băieți. O facem de 25 minute și o încheiem, pun stativul, pun telefon geantă, că s-a încălzit, începe să încălzească, e cald afară, băieți. Foarte cald. Am apă. Asta ajung la primele pietre și am pus telefonul să fiu foarte atent, să nu fac ceva nebunel. Am pus-o. Doamne ferește. Să fiu foarte atent, nu mă grăbesc. Trebuie să țin pasul cu sistemul. Da, uite aici văd o trecotare. Să ne anucați pe bolovană. Uite aici două bericice. Să băut aici. Ești pe aici. Să văd cu Kinder Bueno pe aici. Două beri. Da. Încet, încet. Nu știu cum se vede pe filmare, dacă e țumă. E acum realitate. Aici s-o rupt. Aici s-o cață de-ală. Nu-i pe acolo, nu, că n-alunec. Că e argilă. Îi trebuie să sar pe aici, pe undeva. Ba! Piatra asta. Ba! Mă mai ajută și geanta asta, că când dau balans pe față, nu mai împinge geanta. Din așpa să fiu pe spate, că am pus-o, mă trage. Da, vedem aici. Suntem iară în The Vulture of the Mountain. Pe cum vedeți, tot sud. Vedeți aici ce frumos e aici, ce linie apa și curată. Băieții, nu mai pot. Deci cum vedeți, mai întâi cu partea asta, plaja, și până atunci
Asta, băieții, am pupat, ăsta sunt eu. De acolo vin. Și în direcția asta e Marinela, unde se vede acum orășelul ăsta pe colț. Unde? Aici. E Marinela. V-am pupat și ne vedem la next video, nu uitați. Marinela. Aș vrea să merg la Marinela în video ăsta și va fi, asta e filmarea, între legătura între cele două orașe, San Paulo și Marinela, pe munții lui. Asta, v-am pupat!